Episcopul de Bălți și de Fălești, Marchel, ar fi încălcat canoanele bisericești. Acesta ar avea un fiu dintr-o relație neoficială, Roman Tâșchevici, în vârstă de 30 de ani, care l-ar fi făcut deja bunic. Pe numele acestui ar fi înregistrate casa somptuoasă în care locuiește episcopul, dar și alte bunuri valoroase, precum mașini de lux, arată o investigație realizată de jurnaliștii nordnews.md. Nici episcopul Marchel, nici reprezentanții Mitropoliei Moldovei nu au răspuns la apelurile jurnalistului Ioan TV pentru a oferi o reacție la acest articol jurnalistic, dar episcopul Ioan Moșneguțu de la Mitropolia Moldovei a declarat jurnaliștilor nordnews.md că episcopul Marchel riscă să fie sancționat. Potrivit nordnews.md, acum peste 3 decenii, episcopul Marchel, pe atunci secretar vicar la Bălți, ar fi avut o relație cu Tatiana Tâșchevici din orașul Șoldănești, în urma căreia s-ar fi născut, în data de 22 iulie 1994, presupusul fiu al acestuia, Roman. Băiatul a fost crescut de tatăl vitreg, preluând și numele de familie al acestuia, Tâșchevici, detalii care sunt cunoscute de vecinii familiei Tâșchevici și care au fost confirmate pentru jurnaliști, precizând că nu l-au văzut niciodată pe episcopul Marchel la Șoldănești, dar că acesta i-ar fi oferit susținere băiatului. Tânărul a absolvit facultatea de drept a Universității de Stat ale Curuso din orașul Bălți și a lucrat într-un penitenciar, apoi în departamentul juridic al primăriei din localitate, iar acum este inspector vamal al biroului Vamal Nord. Roman Tâșchevici are multe trăsături comune cu episcopul Marchel, iar de-a lungul timpului, cei doi au fost văzuți alături la diverse sărbători religioase, precum cea din data de 22 iunie de la Mănăstirea Cușeleuca, unde Roman aducea mai multe obiecte bisericești ale episcopului Marchel. Întrebat dacă Roman Tâșchevici este fiul său, episcopul Marchel a refuzat să ofere un răspuns. În schimb, a adresat o întrebare bizară. Господин Маркел, что вас связывает с Романом Тышкевичем? Это ваш сын? Casa de 316 metri pătrați în care locuiește episcopul Marchel, situată în municipiul Bălți, este înregistrată pe numele lui Roman Tâșchevici, la fel și alte imobile și 2 autoturisme. Un Mercedes GL clasă 350 în valoare de aproape 800 de mii de lei, cu care deseori episcopul se deplasează la slujbele de la Catedrala Sfinților Împărați Constantin și Elena și cu care Roman merge uneori la muncă, dar și un alt Mercedes de model E clasă. Iar în schimbul bunurilor de valoare înscrise pe numele său, tânărul inspector Vamal va trebui să-l întrețină pe episcop până la sfârșitul vieții acestuia, mai notează jurnaliștii Nord News, făcând referire la extrasul cadastral și la declarațiile de avere depuse în ultimii 8 ani de acesta. Mai mult, episcopul alături de tânăr s-au ales și cu loturi de teren din jurul casei impunătoare a episcopului Marchel. Aceasta rezultă dintr-o decizie a judecătoriei Bălți cu sediul în orașul Sângerei, pronunțată în mai 2021, în vederea înregistrării unei proprietăți, în care figurează Roman Tâșchevici și episcopul Marchel, pe numele său Demirian Nicolae Mihăiescu. Totodată, în ultimii ani, tânărul ar fi făcut mai multe alte achiziții mari și costisitoare, care au fost înregistrate pe numele altor persoane, deși el este funcționar și nu are un salariu care depășește 20.000 de lei lunar. De exemplu, Roman Tâșchevici locuiește într-o casă de 79 de metri pătrați din municipiul Bălți, cumpărată în 2019 cu 173.000 de lei, fiind renovată într-un timp extrem de scurt și donată 3 ani mai târziu mamei sale, Tatiana Tâșchevici. Iar soția lui Roman, Marcelina Plămădeală, postează deseori pe rețelele sociale imagini video din locuință, iar din ele se vede că o parte din mobilierul care era anterior în casa episcopului Marchel se află acum în cea a presupusului său fecior, printre care și o canapea. Întrebat despre legăturile sale cu episcopul Marchel, averea acestuia înregistrată pe numele său, dar și banii din care a reușit să cumpere mai multe bunuri valoroase, Roman Tâșchevici a refuzat să vorbească cu presa. Spuneți-mi, vă rog, de ce episcopul Marchel a scris casa dumisale pe numele dumneavoastră? Vă rog, și de ce ați scris automobilul pe care îl aveți? Îi permiteți domnului Marchel să se plimbe cu automobilul scris pe numele dumneavoastră? Ce ar trebui să vă răspund dumneavoastră? Și cum argumentați dumneavoastră proveniența banilor? Potrivit canoanelor bisericești ortodoxe, episcopii sunt de obicei monahi și sunt obligați să trăiască în celibat și, dacă un episcop încalcă această regulă, este supus unui proces canonic, desfășurat sub egida sinodului bisericii sau a unei comisii speciale. Iar dacă este găsit vinovat, poate fi suspendat și, în cazuri extreme, poate fi exclus din comunitatea religioasă sau trecut la mireni, adică persoană care nu aparține clerului.